Deși despre Source 2 în CSGO se vorbește de cel puțin 8 ani, atunci când Dota 2 a făcut tranziția către noul motor grafic, în ultima perioadă licurile și supozițiile despre momentul în care Valve va face tranziția și pentru CSGO către Source 2 au prins avânt. Numai în 2023 am avut o serie întreagă de informații de încredere de la diferiți membri ai comunității legate de Source 2, culminând cu informația conform cărea Counter-Strike 2 se va lansa până la finalul lunii martie acestui an, ca versiune beta pe Source 2 a CSGO. Dar ce înseamnă asta pentru jucători și pentru creatorii de conținut de pe workshop? Salutare, eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi fix despre acest subiect. Ce este Source și ce este Source 2? Source 2 este un motor grafic conceput de Valve care a fost folosit încă din 2015. Este succesorul motorului Source din 2004 pe care au rulat Left 4 Dead, Half-Life 2 și multe alte jocuri. În timp ce Source are o serie de titluri de succes, într-adevăr, motorul grafic pe care este realizat și CSGO este vechi de 18 ani și a depășit de mult perioada lui de glorie. Pe măsură ce CSGO crește și continuă să fie o forță în jocurile competitive, motorul învechit devine o problemă din ce în ce mai mare. Dar, ce schimbări ar urma să apară în urma trecerii de la Source 1 la Source 2 pe CSGO? Impactul cel mai evident și imediat recunoscut al lui Source 2 în CSGO ar fi grafica îmbunătățită pentru jucătorii de pe computerele de ultimă generație. Deși cei care joacă CSGO pe calvatoare mai vechi ar putea avea o scădere în performanțe, de principiu majoritatea jucătorilor ar vedea un nivel îmbunătățit la nivelul graficii. De-a lungul timpului, anumite bucăți din CSGO au făcut o tranziție deja către Source 2. Fanii au portat hărți și arme din CSGO în jocurile cu Source 2 deja implementat, cum ar fi Half-Life Alyx, pentru a putea să le ofere celorlală jucători o idee despre cum ar putea să arate CSGO cu Source 2. Iluminarea și umbrele sunt vizibil mai bune în Source 2, cu un contrast mult mai mare între zonele umbrite și cele aflate sub lumină directă. Nu se știe cum ar arăta un port complet al jocului CSGO la Source 2, deoarece iluminarea ar putea afecta skinurile și modelele de agenți într-o varietate de moduri. Oricum, jocul ar trebui să arate în general mai bine pentru cei cu hardware de ultimă generație. Totuși, să nu uităm că CSGO este un joc deosebit de competitiv, iar jucătorii au preferat tot timpul performanța în detrimentul calității video. La fel cum și în alte jocuri, jucătorii scad la minim setările grafice pentru a mai face rost de câteva FPS-uri, la fel și în CSGO, opțiunile grafice nu vor fi extrem de importante pentru o mare parte din oameni. Ceea ce contează însă este modul în care hărțile vor fi realizate, din punct de vedere al texturilor și al iluminării. Source 1 fiind destul de limitat când vine vorba de acest aspect, creatorii de cărți din CSGO au fost nevoiți să depună mai mult efort pentru a putea să reproducă anumite efecte care sunt disponibile din start în CSGO. Prin urmare, aspectul grafic al noului motor va fi benefic mai mult pentru creatorii de, de, de conținut de pe workshop decât pentru jucătorii acestui joc. Unii jucători s-ar putea aștepta ca software-ul mai vechi să ruleze mai bine pe un hardware mai modern, dar nu este întotdeauna cazul acesta. În timp ce motoarele grafice mai vechi au fost concepute având în vedere hardware-ul mai vechi, motoarele mai noi sunt adesea concepute pentru a rula mai eficient pe hardware-ul modern. O mutare la Source 2 ar putea avea probabil un impact asupra diferitelor PC într-o varietate de moduri, dar majoritatea jucătorilor de CS:GO ar trebui să fie optimiști în ceea ce privește performanțele obținute în noul CS:GO. În plus, există o oportunitate de curățare a codului sursă din spatele CSGO. CSGO fiind un joc vechi de mai mult de 10 ani, cu bucăți de cod vechi și redundant, va beneficia de acest update curățând codul alambicat, ce poate fi cauza unor probleme atât din perspectiva jocului cât și a performanței portarea CSGO la Source 2, va veni și cu alte optimizări care ar trebui să ajute la obținerea unui cod sursă mai curat și mai ordonat. Ca și în cazul graficii, impactul asupra performanței ar trebui să fie un câștig net pentru majoritatea jucătorilor. În cele din urmă CS:GO este extrem de profitabil pentru Valve. În mare parte deoarece este foarte accesibil jucătorilor care pot folosi o gamă variată de PC-uri. Din acest motiv, dar și datorită faptului că Valve tot timpul a avut grijă de jucătorii de pe platforme mai slabe, portarea la Source 2 va fi atent efectuată astfel încât să nu afecteze jucătorii de pe platformele low end. Trecerea la un nou motor grafic va permite atât Valve cât și creatorilor de pe Workshop să folosească resurse care până acum nu erau disponibile în CSGO, putând astfel să aducă mai mult conținut divers pe platformă. De asemenea, eliminând nevoia de a improviza, mai mulți creatori vor putea să-și folosească talentul pentru a aduce conținut mai rapid în CSGO. Prin urmare, mai multe update-uri, mai multe hărți, mai multe skin-uri și mai multe moduri prin care acest joc poate fi personalizat. Bineînțeles, nu trebuie să uităm că portarea unui joc vechi pe o platformă mai nouă poate și cu siguranță va aduce multe probleme, cel puțin în prima perioadă de la lansare. De aceea, versiunea de pe Source 2 a CSGO va sta o perioadă în beta până când toate problemele vor fi identificate și rezolvate. Și dacă este să ne luăm după Dota 2, probabil ne uităm la o perioadă de aproximativ 6 luni. Acestea fiind spuse, tot ce trebuie să facem este să așteptăm, să vedem exact când se va lansa noul update, în ce formă va fi lansat și ce noutăți va aduce cu el acest update din punct de vedere al gameplay-ului. Oricum ar sta lucrurile, acest update are potențialul de a fi cel mai mare update de la introducerea skinurilor în cadrul update-ului Arms DL încoace. Și nu skinurile nu vor dispărea. Eu am fost Cosmin, a.k.a. Doctorașul. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Salutare!